Este ora 10 seara aici în Statele Unite, însă americanii cunosc deja cine le va fi președinte pentru următorii 4 ani. Democratul Barack Obama a reușit să învingă în statele cheie, acumulând peste 270 de voturi electorale din cele 538 posibile. Informațiile furnizate de presa americană urmează să fie confirmate și de Comisia Electorală Federală și, începând din 20 ianuarie 2013, Barack Obama își începe al doilea mandat în fotoliu de la Casa Albă. Din Statele Unite, pentru Unimedia, Dumitru Ciorici.